Am ajuns să rostesc în ultima vreme sintagma asta, meserie de cetățean la nesfârșit, pentru că printre prietenii mei, deci oameni care se presupune că au un tip de lectură asemănătoare, un mod de a percepe trecerea de la o societate totalitară la una democrată, aveam replici de genul ăsta, am auzit în jurul meu. De ce să mă duc la vot sau de ce să mă amestec eu în treburile publice? Asta e treaba politicienilor, eu îmi fac meseria mea și mi-o fac bine, politicienii și-o facă pe-a lor. Ce ignorau ei în mod desăvârșit? Nicăieri pe lume, niciodată, în nicio societate, nici în societățile moderne ale democrației, cei care sunt investiți cu puterea prin alegeri libere, intră în posesia unui capital care poate oricând să derapeze. Puterea e coruptibilă, te corupe. E în natura umană ca atunci când acumulezi putere mare să o iei razna. Drept care, genialitatea democrației este că a statuat faptul elementar următor. În clipa în care eu te deleg, îți pun în brațe o parte din libertatea mea, ca tu să-mi gestionezi viața, evident te voi controla și îți voi cere socoteală pentru felul în care ai făcut-o. Cetățeanul este într-un stat democratic modern cu adevărat suveran, asta în formă. În fapt, suveran devine cel care ia puterea după ce i-a primit sufragiile și face cu ea ce vrea 4-5 ani. Dar să nu facă cu ea ce vrea. Deci statele avansate ale lumii în clipa de față, în statele avansate, oamenii care dețin puterea nu prea pot face ce vor, pentru că mecanismele de dare de socoteală au fost puse la punct. La noi nu. S-a trăit într-o letargie și o indiferență și o lehamite de la un moment dat, care a făcut ca acest control pe care cetățeanul este obligat moral, nu prin lege, este pentru binele lui. Dacă nu e idiot să nu-și dea viața pe mâna celuilalt cu ochii închiși, fără să-l întrebe ce a făcut cu ea și cu banii lui, atunci va păți ce am ajuns să pățim noi. Arbitrarul lor, discreționalul, disprețul, faptul că manifestăm 600.000 de oameni și nici nu se stă de vorbă cu ei, cu noi, toate astea sunt urmările a 27 de ani de detașare, inerție. Am votat, cel mult am votat, în rest nu mă privește. Democrația are în ea acest pericol. Unul din marii gânditori filozofi politici ai Europei a spus că pericolul democrației este ca imediat după ce îți depui votul în urnă să cazi în individualism, adică să întorci spatele treburilor publice și să-ți vezi de treburile tale. Pe această indiferență se naște ce v-am spus înainte. Ori, tocmai ăsta este lucru care trebuie făcut. Să învingi individualismul. E foarte comod. Noi am dat de bogăție după 90. Se puteau, în libertate, se pot face afaceri, unele cinstite de adevărat. Un om care este prins în proiectul lui economic, cu toată ființa lui, nu mai interesează și nu mai are timp pentru prostiile politice. Și în clipa în care tot ce a făcut va fi destructurat de niște nebuni care ajung la putere, atunci va vedea că e prea târziu. Mi-a plăcut un citat din Benjamin Constant, domnule Liceanu, pe care îl aveți într-un text ce stă să apară pentru târgul Bookfest. Puterea lasă, spune el, nu trebuie să promită fericirea cetățenilor și să se ocupe de această fericire, ea trebuie să se preocupe doar să fie justă. De fericire ne ocupăm fiecare în parte. Da, funcția fundamentală a celor care ne reprezintă este să facă un stat just. Nu să-ți explice cum vei fi tu fericit și ce trebuie să-ți dea el. Tu n-ai nimic de făcut decât să primești de la el. Oamenii ar trebui să înțeleagă că așa cum fiecare dintre noi are o profesiune, indiferent care e aia, sudor, avocat, cizmar, profesor, orice pe lumea asta care e o meserie, o profesiune, trebuie dublată într-o democrație de amestecul în treburile publice, adică de meseria de cetățean. Treburile publice te privesc, iar lucrul ăsta devine cu atât mai grav, mai obligatoriu, mai urgent în cazul intelectualilor umaniști, pentru că ei pot formula și pot ridica glasul
ca să explice care sunt derapajele puterii, să le explice celorlalți la ce se expun dacă nu îi supraveghează. Și câți fac asta? Câți oameni știu care sunt mecanismele de funcționare a democrației? Câți oameni au citit pe mari clasici care au făcut în laboratorul gândirii ceea ce noi trăim azi ca societate democratică în lume? Cât știu asta? Nu știu pentru că nu e interesat. Dacă știu, se pune problema dacă vor să iasă în lume și să facă lucrul ăsta. Când l-am cunoscut pe Amos Oz, am avut cu el o discuție extrem de detaliată pe împărțirea timpului unei zile între meseria de scriitor și meseria de cetățean. Omul îmi spunea că stătea la masa de scris între ora 6:30 dimineața și 1, mânca și de la ora 3 până la 7-8 seara, zi de zi, dacă era nevoie, făcea petiții, manifestări, întruniri, conferințe politice și așa mai departe. Intră în fișa de post a oricărui cetățean. Nimeni nu e scutit de meseria de cetățean, dar este lupta de clasă. Am făcut facultatea de filozofie și mi-aduc și acum aminte cum în anul 2 al facultății aveam un profesor care venea și preda etapa violentă a luptei de clasă. În etapa violentă a luptei de clasă se predea felul în care o parte din populație trebuie să o lichideze pe alta. Originalitatea comunismului este că a mutat dușmanul în interior. Interiorizarea dușmanului a însemnat otrăvirea societății cu ură. Treaba asta a dus la distrugerea totală a legăturilor afective pozitive dintre membrii unei societăți și dintre cei care conduc și conduși. Mi-ați spus, bine, dar lucrul ăsta s-a terminat în 1990. Nu e așa simplu, pentru că s-a prelungit, de fapt, fractura afectivă moștenită dinainte, bine consolidată în cei 40 ceva de ani de comunism. Altfel spus, chiar cei care ne-au învățat comunismul, deci care ne-au mâncat viețile, au trecut dincolo, pe celălalt mal. Cei care ne-au chinuit înainte și ne-au oprimat, ne-au învățat pe urmă libertate. Asta este o aberație. Mai mult, toți acei oameni, gândiți-vă la oamenii care îi făceau cultul lui Ceaușescu, n-au dispărut că peste noapte. Unii dintre ei au ieșit din scenă acum un an, doi. Vă dau un exemplu care îmi vine la gură. Radu Berigan, care a fost un actor mare și iubit, a fost unul dintre creatorii cultului Ceaușescu, pentru că era chemat să țină din partea artiștilor omagiu în orice împrejurare festivă. Îl regăsim după 25 de ani făcând același lucru cu Ponta. Deci apucăturile lor, Păunescu, Vadim Tudor, toți au venit și au trecut și au adus cu ei toate apucăturile omagiale, scârbavnice pur și simplu, care ne-au distrus substanța morală. Bine, dar sprijinul pentru Ponta, în definitiv, orice om poate să aibă o simpatie politică, nu? Nu avea nicio simpatie politică. Treaba era făcută în aceleași categorii festiviste, stadion, normal, mai frumoase, azi, plasme. Spuneți că am avut niște învățători răi și că acum generația tânără a învățat de la cine nu trebuia. N-am avut niște învățători răi, am avut niște conducători răi, că au fost și învățători, și nu ei neapărat în primul rând, dar grav e că fractura afectivă care s-a produs în 48 a continuat până în zilele noastre. Gândiți-vă cum arăta istoria României în momentul în care funcția de conducător era modelată de personaje de tipul Carol I sau Maria, Regina Maria. Oamenii ăștia conduceau, deci duceau la oaltă un popor în numele unui ideal în care credeau. Exista un raport afectiv între cel care conducea și cel condus. Asta nu este o glumă. Când Regina Maria în primul război mondial mergea din spital în spital să-i mângâie părăniți, oamenii ăia spuneau că de acum pot muri fericiți. După 48, acest sentiment al patriotismului care unea pe cei conduși cu cei care conduceau a dispărut complet. În locul lui a venit programat sentimentul de iubire și a apărut sintagma tâmpită partid iubit. Cu cât un conducător sau un partid sau o mafie era mai puțin iubită, cu atât se clama iubirea mai tare. Vă imaginați pe cineva murind
privind-o în ochi pe Elena Ceaușescu, așa cum s-a întâmplat cu mii de oameni în timpul primului război mondial cu Regina Maria? Dacă ajungem în zilele noastre, m-ați întrebat unde suntem, ce s-a petrecut cu manifestațiile din piață, din punctul meu de vedere, căci am fost acolo de câteva ori, este că e prima oară din decembrie 1989 și poate din episodul colectiv, când cei strânși la oaltă s-au simțit pentru prima oară în acești 27 de ani din nou semeni. A fost un stil nou de a sta la oaltă al membrilor acestei societăți. Asta s-a întâmplat în piață, domnule Liceanu, dar a fost și cealaltă tabără, nu? Cumva, la nivelul societății, s-a simțit o ruptură, o polarizare. Aici e vorba de generațiile care trăiesc la nivelul tehnicii actuale, ceilalți pe care ați invocat adineauri număr ridicol de mic, dar mă rog, să zicem că cu japca pot fi strânși foarte mulți cu promisiunile, reprezintă cei care au fost ținuți anume în afara oricărei educații civice. Până să se petreacă povestea din ianuarie, de la sfârșitul ianuarie, aveam... Nu știu ce Dumnezeu mă făcea să nu-mi văd de treaba mea. Să stau în cameră și să-mi scriu cărțile. O conștiință, să-i spunem, civică. Nu mi-era indiferent, nu puteam să rămân indiferent la nedreptăți, lucruri strigătoare la cer, la minciune ordinare, la toate astea. Deveneai complice cu ele tăcând. Și mi se spunea, ei degeaba, nu vezi că cuvintele tale n-ajung nicăieri. Oamenii, chiar dacă le aud, trec peste, nu-i privește, nu duce la nimic. Am continuat să fac lucrul ăsta pentru că nu puteam altfel. Când m-am pomenit în piață la manifestații, atât cât am putut să stau în picioare, mi-am dat odată seama că nu eram singur. Oamenii apăruseră pe același fond de valori ca și mine. Credeau în același lucru, la rândul lor. Ei simțeau că nu sunt singuri, că există portparole, oameni care pot să exprime. Și atunci am descoperit din nou senzația de seamăn, care te unge la suflet. Să știi că o colectivitate respiră împreună, crede în aceleași repere morale, în aceleași valori, că ele nu s-au tocit, că deosebirea dintre a fura și a nu fura, a face rău și a face binele, mai există și așa mai departe. Acum, când s-a petrecut treaba cu Bruxelles, când am fost invitați câțiva oameni să spunem ce s-a întâmplat în România în acest timp, ceea ce m-a făcut să mă amuzat teribil după întoarcerea mea, a fost descoper că cei de la putere vor neapărat să spui nu ce ai tu în cap, ci ce vor ei. Eu nu mă duc acolo să spun ce are în cap șeful guvernului sau unui partid. Mă duc să spun ce cred eu. Iar inteligența sau cultura mea mă justifică să pot să spun lucruri poate mai adânci decât vor ei să spună. Patriotismul meu, nu mi-l judecă un primar hoț dintr-un oraș, așa cum s-a întâmplat. Patriotismul meu nu judecă oameni care au furat țara asta vreme de 20 ceva de ani. Ce se întâmplă când manifestațiile pașnice nu mai ajung? Mi-am pus apăsat întrebarea asta în ultima vreme. În decembrie 1989, trezirea conștiinței civice s-a făcut prin violență. Oamenii au stat acolo, au știut că fac asta, că riscă să moară și au murit, strigând vom muri și vom fi liberi. Astea sunt momente de eroism în istoria unui popor. E, când se ajunge la punctele astea, istoria trece prin sânge. Și m-am întrebat dacă manifestațiile de acum n-au dat niciun rezultat și ceilalți le-au privit cu dispreț, ce faci în situația asta? Ce vreau să spun? Nu cred că se poate programa eroismul, sublimul, momentul în care spui mor în picioare, dar nu mai accept așa ceva. Mai ales în cazul poporului nostru. Pe un fond de letargie prelungit, pare să la nesfârșit, dintr-o dată există o încrâncenare, o strângere de dinți și o ridicare în picioare a unui popor care părea că până atunci doarme. Așa s-a întâmplat în decembrie atunci, așa s-a întâmplat la alegerile decisive dintre
Ponta și Iohannis, ei bine, imprevizibilul e minunea la noi. Dacă mă întreabă cineva, manifestațiile sunt pașnice, nu mai ajung, ce o să se întâmple? Nu știu, dar o să se întâmple. O să vedem un singur lucru la final, domnule Liceanu, o chestiune punctuală. Situația de la ICR stă să aibă un nou șef, au fost discuții în spațiu public legate de candidaturi. Care ar fi misiunea și prioritățile acestei instituții? Dacă instituțiile noastre de stat, conducătorii partidelor, partidului și ai guvernului, cum se spune, ar fi niște oameni frumoși, adică corecți, adică și-ar iubi țara, s-ar gândi să pună acolo varianta cea mai de succes. Ori asta a existat. Ca prin miracol, a existat acolo timp de 7 ani o echipă, Patapievici, Mihăieș, Tatiana Radu, care au reușit în 7 ani de zile să împingă peste cultura Europei 200 și ceva de cărți de autori români, spectacole, expoziții, filme și așa mai departe, care au făcut dintr-o dată din cultura română și din țara noastră o prezență notabilă. Deci dacă ai în tine o urmă de patriotism, te duci și spui lui Horia Patapievici, te rog să ne ierți pentru felul în care ne-am bătut joc de cum ți-ai slujit țara. Vino înapoi și fă-ți treaba, pentru că nimeni n-a făcut-o ca tine. Când privim opțiunile actuale și cele recente care au existat, ne miră faptul că acolo apar oameni care n-au reprezentativitate culturală. Nu o cunosc pe doamna, nici nu știu cum o cheamă. Țuroiu. Țuroiu, care e propusă acum, poate că e un om foarte priceput în meseria dânsei, dar cum să vă spun, când în vremea lui De Gaulle, ministrul culturii se numea Malraux, era un lucru, nu se numea Dupont. Deci nu prea merge să pui pe oricine în fruntea Ministerului de Externe al Culturii Române, căci asta e ICR-ul.